soacra amica. Hai nașă, hai nașă, e cum stă, măi, scoate sângea la șosea. Hai sandră, hai sandră, mai cu foc, măi, să iasă lumea la joc. Hai șoacă, hai șoacă, de nechimie, că e zi de veselie. Hai șoacă, hai șoacă, la oaltă, la mulți acasă de treabă. Suntem la 14-a ediție privind organizarea acestui eveniment. Deja a devenit o tradiție ca noi să organizăm Ziua Comunei Mircea Vădă. După cum vedeți în jur, avem oameni veniți din celelalte localități vecine cu noi. Suntem bucuroși că vremea a ținut cu noi. Evenimentul se pare că este unul foarte reușit. Am pus suflet să iasă așa frumos și vedem că de la an la an oamenii sunt bucuroși să vină la spectacol. De fapt este o sărbare câmpenească care organizăm cu mare drag pentru toți locuitorii comunei noastre. Pentru această ediție am pregătit invitat surpriză. Am avut ca în fiecare an premierea celor mai meritoși și valoroși copii pe care avem în comuna noastră, și atât la dansuri cât și la diferite olimpiade județene. Și de asemenea am premiat familiile care au dovedit că există fericire și coexistență și după 50 de ani de căsătorie. Am avut și avem invitați din toate genurile muzicale, de la dance, pop, chiar și manele, după cum vedeți. Deși nu sunt pe placul tuturor, noi trebuie să mulțumim publicul din toate categoriile sociale. Față de alți ani, suntem bucuroși că toți agenții economici la care am apelat au fost receptivi și, ca să spun așa, mai mult de jumătate din eveniment a fost suportat de agenții economici de pe raza comune, pentru care, iar cu această ocazie le mulțumesc că au fost alături de noi și ori de câte ori am apelat, ne-au fost alături și cu această ocazie și eu vreau să-i asigur de tot sprijinul nostru al primăriei atunci când bat la ușa noastră. Am avut alături oficialități din partea Prefecturii Constanța, domnul suprefect Dan Jacă, am avut alături consilier județen și chiar domnul președinte Marius Horia Suțianu ne-a fost alături și ne-a asigurat de tot sprijinul din partea dânsului și a echipei lui. Vreau să mulțumesc tuturor locuitorilor comunei Mircea Vădă, să le urez multă sănătate, putere de muncă, prosperitate și să-i asigur că doar împreună putem să aducem valoare și să contribuim la bunăstarea comunei. Cu această ocazie, profit de această ocazie, să urez un sincer și călduros la mulți ani și tuturor sărbătoriților care luni pe 21 mai sărbătoresc numele Sfinților Constantin și Elena. Dumneavoastră, publicul și locuitorii de aici, Mircea Vădă, care împreună astăzi am reușit să transformăm o zi norată de sâmbătă într-una plină de viață și antrenantă. La mulți ani, Mircea Vădă, să fiți sănătoși, să fiți joioși, să ne vedem la fel de bine și la anul. Haideți împreună să ne sucim în partea aceea și să numărăm unul împreună în ordine descrescătoare. Ați rămas și fără voce, vă ajut eu cu numărătoarea. Da, așa vățesc în fiecare an. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 și la mulți ani, Mircea Vădă! La mulți ani, Mircea Vădă, ediția 2018! Mulțumim!